Luca Secăreanu are 7 ani și locuiește în București alături de mama, tatăl și fratele lui mai mic. Îi place să se uite la filme și să petreacă timp cu familia. Cu tati îmi place mai mult când ne jucăm. Ne jucăm tot felul. Inventăm noi jucuri, ne jucăm cu jucăriile. Și cu mami îmi place deseori să îmi petrec timpul citind. Pasiunile lui Luca sunt tenisul. Tu, când joci tenis, îți ajuți brațele să fie mai sănătoase, adică să se miște mai bine, să ai o flexibilitate mai bună la mâini. Cântatul? Păi când deschid televizor mă uit pe YouTube și mai găsesc acolo niște cântecele, le dau, după aceea când învăț un pic încep să le fredonez și încep să-mi placă. Și cititul? Dacă citești o carte de istorie, afli despre evul mediu, despre cum au trăit dinozauri, despre preistorie, despre istorie. Pe parcursul școlii de supereroi Itzy Bitzy, studentul Luca s-a întâlnit în live-uri cu Itzy și Bitzy, Spark și Spinner. Iar acum urmează Zăpă interviu cu Super Zăpă. Salutare, salutare! Sunt Super Zăpă și astăzi la Zăpă interviu este absolventul școlii de supereroi, învață oul pe găină, Luca Secăreanu. Salut! Salut! Ce faci? Bine! Ești pregătit? Da! Ai emoții? Nu! Dar stai puțin, cum adică n-ai emoții? Ai venit fără ele de acasă? Da! Le-ai lăsat acasă? Da! Și cum le-ai spus? Emoții, voi rămâneți acasă că eu mă duc la Zăpă. Cum ai spus? Așa ai spus? Am luat un filicien din ele. Un pic de tot, așa? Da! Și alea mici, mici, mici nu le-ai împărțit și tu cu fratele tău? Că ai venit și cu fratele tău astăzi, da? Are și el. L-am împreț. Foarte el bine. Cred că și-a luat toate emoțiile de acasă. Foarte, păi da, că nu îi place să le plimbe după el, nu-i așa? Da. Ție nu? Nu. Nici la școală nu ție emoțiile? Nu. Da? Dar cum facem să lăsăm emoțiile așa deoparte? Ai tu vreo metodă de a lăsa emoțiile deoparte? Nu știu. Cum faci tu? De exemplu, dacă te duci la școală și să zicem că în ziua aia s-a anunțat un test și ai emoții pentru testul respectiv, ce faci ca să nu mai ai emoții? Mă duc la școală. Așa? Sunt calm. Da? Încep testul, încep să scriu și în timp ce scriu încep să mă calmez. Asta e metoda mea. De fapt, tu te concentrezi pe lucrare și de aia se duc emoțiile, nu? Da. Uite că e o metodă foarte bună. Știi ce, aș fi curioasă, dacă ai vrea să te transformi în altceva, ai avut vreodată gândul ăsta, ți-a trecut vreodată prin minte, cum ar fi dacă ai fi altceva? Cred că n-aș fi nimic, m-aș rămâne așa om, copil. Om, copil? Dacă cineva într-o zi ți-ar spune, poți să fii orice îți dorești tu pe planeta asta, ce ți-ai dorit tu să fii? Mi-aș dori să fiu Orice. Aș vrea să fiu un leagăn. Un leagăn? Și să vină toți copiii să se dea în leagăn, nu? Da. Dar fii atent, dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai vrea să fii? Aș vrea să fiu colibri. Colibri? Foarte bine. Dacă ai fi o insectă? O insectă, aș fi o boboruză. O boboruză, drăguț. Da, un animal sălbatic. Tigru. Tigru și un animal domestic? Pisică. Pisică. Am înțeles că tu ai prieteni mulți, așa e? Da. Te împrietenești ușor? Da. Nici greu, dar nici foarte ușor mă împrietenesc așa. Ai un prieten bun așa de mai mulți ani? Am doi prieteni buni, Amalia și Rareș, care sunt prieteni cu ei de la un an. Cum, de la un an? Adică ne cunoaștem de vreo 6 ani. De vreo 6 ani, că tu ai 7 acum. Dar cum v-ați cunoscut voi la un an? V-ați dus în parc și a zis, hee! Așa? Cum? Nu, pentru că eram în același bloc. Deci voi locuiți în același bloc. Da. Foarte drăguț. Și vă vedeți des? În fiecare afară, zi? Afară, ne jucăm. Afară. Aha. Aveți pasiuni comune? Ce vă leagă prietenia asta? Adică ce aveți voi în comun? Prietena mea, Amalia, este foarte bună la șah. Și joci șah cu ea? Nu. Rareș este bun la aritmetică. Așa. Iar eu sunt bun la 3 locuri, la tenis.
la cântat și la citit. Foarte, și vă completați, așa faceți o echipă, ca să zic, nu? Da. Da. Ia spune, mai avut vreodată nevoie de ajutorul prietenilor tăi? Da, nu prea, dar câteodată. Câteodată, dar ei au avut nevoie de ajutorul tău? Da. Pentru că există, știi tu, proverbul acela, prietenul la nevoie se cunoaște. Da, și adică prietenia asta voastră a trecut testul prieteniei? Adică v-ați ajutat când a fost nevoie? Da. Așa, deci este o prietenie adevărată. Cât crezi tu că o să dureze prietenia asta? Va mai dura câțiva ani. Adică nu te gândești să dureze până la adânci bătrâneți? Cred că va dura, eu știu, dar cred că o să mai dureze 10-12 ani. Și după ce? Și după ce? Gata prietenia? Adică stai puțin, prietenia e cu termen limită, adică e termen de valabilitate. Adică, bună ziua, avem prieteni adică, de 2 adică, ani. Adică mai rămâni prieten cu ei pe toată viața, îl ții minte toată viața, dar poate să nu-l mai vezi niciodată. Da, și asta este adevărat. Acum depinde ce vă rezervă viitorul fiecăruia dintre voi, nu-i așa? Da. Eu sper să rămâneți prieteni oricum până la adânci bătrâneți. Mulțumesc frumos, Super Luca, pentru Zăpă Interviu! Absolventul săptămânii la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină este Luca Secăreanu, de 7 ani. Felicitări!